Azi am să vă aduc în față un parfum despre care se vorbește pe la colțuri. Și culmea este că nu este vorbit de rău. Cu toate astea, nimeni de la noi nu s-a gândit să-l ridice pe YouTube. Am să o fac eu pentru că acest parfum prezintă potențial și aș vrea să o aflați de la mine. Salut! Mi-am propus să vă prezint poate unul dintre cele mai dulci parfumuri de primăvară-vară. Lolita Lempicka Green Lover. Mai bine îi spuneau Sugar Lover. Dacă o să-l gustați, o să-mi dați dreptate. Înainte de a intra în detalii, vreau să vă prezint recipientul. Este o sticlă foarte interesantă, transparentă, cu detalii ieșite în relief, unde avem și numele parfumului. Din păcate, capacul nu este elementul lui forte, este un capac din plastic, dar se ține destul de bine. În top avem logo-ul, cred că se vede, avem batch number-ul, pe fondul sticlei. Atomizorul este destul de bun, împroșcă destul de mult suc și vă asigur că este o sticlă foarte interesantă care cu siguranță anunță un parfum foarte bun. Este un adevărat cocktail răcoritor, dar are și dulceață din plin. Cocktail este unul dintre cuvintele cheie ale lui Green Lover. Următoarele sunt plajă, umbreluță, șezlong și cu următoarele continuați voi. Green Lover. Îmi lăsa de înțeles că o să fie un parfum mai verde, mai aromatic. Dar de unde? Este un parfum foarte dulce. Bine, are și el elementele lui verzi și aromatice în deschidere. Dar asta până când vine vanilia din spate. Și este momentul să-i anunț pe cei care au sensibilitate la parfumuri dulci pe vreme caldă că acesta nu este un parfum pentru ei. Pe vremuri și eu eram sensibil la parfumurile dulci. Aproape că nu puteam să le supor nici iarna, dar mă bucur că lucrurile s-au schimbat și acum pot să le tolerez primăvara chiar și vara. Deci în acest caz pot să vă spun că eu sunt destul de împăcat cu acest parfum. Nu-mi dă dureri de cap, nu mă face să mă simt rău, dar nu știu, pentru alții e posibil să fie deranjant, mai bine să-l încercați înainte. Chiar dacă vă place prezentarea mea, zic că ar fi mai bine să-l încercați înainte de a-l cumpăra. Deci sper că am lămurit-o pe asta cu dulceața parfumului și hai să intrăm puțin în detalii. Normal că Green Lover are mai multe note, dar cele mai evidente sunt notele de gin și de vanilie. Ginul este deja preparat cu apă tonică și are așa un iz amărui. Ginul se simte foarte bine. Iar vanilia nu este o vanilie simplă, este o vanilie de Madagascar. Pe lângă gin și vanilie avem și puțină mentă care să dea logică numelui Green Lover. Dar hai să revenim puțin asupra vaniliei. Vă spuneam mai devreme că nu este o vanilie simplă, ci o vanilie de Madagascar. Șmecheria cu vanilia asta de Madagascar este că e așa mai prăjituroasă, o vanilie de asta de prăjitură, o vanilie grea și de acolo vine și dulceața aia foarte puternică și s-ar putea ca pe unii să-i deranjeze în mijlocul primăverii sau al verii. Deci dacă vă întrebați de unde voi, frate, atâta dulceață, ei, să știți că este de la vanilia asta de Madagascar. Dar vanilia se combină foarte bine cu ginul ăla din deschidere. Este un gin foarte natural. Mai că-ți vine gâl-gâl-gâl-gâl. Wow! Și sunt sigur că deja ați început să vă puneți întrebări despre persistență și proiecție. Ei bine, în dreptul persistenței pun 8 ore fără nicio problemă, iar din aceste 8 ore, cel puțin 4 sunt de proiecție. Acesta este un parfum mult, mult mai potrivit pentru cei tineri. Dulceața lui este fantastică și le este mai mult caracteristică lor. Bucuriile vieții, dulceața aia, ei sunt la început și nu au atâtea probleme. Pentru inși ca mine, merge un vetiver, ceva tămâie, mă rog, înțelegeți voi. Așa, de ce îl pot purta în multe situații? Îl pot lua la plimbări, îl pot lua la întâlniri, de ce nu, mai ales la întâlniri merge, dar neapărat să fie luat în club, pentru că ăsta este un parfum care chiar face gălăgie. Și niciodată să nu-l luați cu voi la birou. Din capul locului vă spun că este un parfum bun pentru primăvară-vară. Vă spuneam și mai devreme. Chiar dacă este un parfum foarte dulce, nu se încadrează în peisajul de toamnă-iarnă. El este un parfum dulce, tineresc, jovial, plin de optimism. Pe Green Lover îl aveam de mai mult timp în vizor sau hai să spun că
De mai mult timp aveam bucurii la el, dar încă strângeam informații. Până când despre el mi-a scris și un urmăritor de-al meu, Matei Kaskovski. Și zic, băi, hai că am destule motive să fac pasul spre el. Și iată-mă în sfârșit în posesia lui. Și mă bucur că am făcut acest pas. Acum, în final, vă spun că este Mugler Amen-ul parfumurilor de primăvară-vară. Din acea vanilie răzbate o dulceață caramelizată. Și după primele pufuri, o să vă amintească puțin de Mugler Amen. Prin dulceața lui este cumva un parfum atipic pentru primăvară și vară. Dar în mod clar, este un parfum exotic. Deci, per total, este un parfum foarte bun, are o persistență foarte bună și pe lângă asta are și un preț foarte bun. Eu zic că este un parfum minunat. Astea fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți cât mai freși!